22 decembrie. Nu sunt cu mașina mea și am un motor mai bun. Nu-i cu scotch. Zona. Să fac mai încet. Și acolo, cum se vede pe video, începe să se deschidă manuca. Aici ce vedeți numai manuca ei, deci vedeți pomișorii. Mai avem ultimele 26 de stup, mă rog, mai puțin că am terminat unul. Vreau să... Dacă este la fel de puternic, să vă arat câte abine are și cum vrea să iasă afară când deschizi. Stupii stau aici deja de vreo 10 zile, n-am avut timp să ajungem la ele. Celălalt era mai puternic. Avea mai multă albină. Asta este. Și aici avem. Deci încă nu știu unde e matca, ori sus, ori jos. Și sus are albină. Deci nu este o familie slabă, numai celălalt era mai... mai puternică. Se termină. Da. Op, matca este jos. Început să lucreze. Dar vedeți cum arată puietul? Îmi place. Uitați această ramă. O să pun aici la margine. Care arată nașpa. Am avut ultimele 10 zile doar cu ploi pe partea asta, unde sunt eu acum. Am o familie unde am cules, aici încă n-am avut și dar începe să se deschidă manuca. Deci suntem la timp și se pare că acum o să avem minimum 7 zile numai căldură fără ploi. Este promițător. Așa. Ce fac acum? Vin cu magazia, dar vedeți, nu toate ramele sunt construite, așa că mai schimb celălalt. Deci fac 50-50. Așa. Și cealaltă familie poate să lucreze o leacă. Bun. Și acum pe margine tot timpul punem rame clădite, ca bine nu clădește așa de bine margine, tot timpul în mijloc. Așa. Pânză de păianjen, iarbă uscată și vin cu gratia asta de propolis. Dacă vă interesează, mă duc la cealaltă locație unde avem caturile puse deja de o săptămână, magazinul, loc și să vedem dacă au cules ceva sau nu. Deci așa puternic era stupul de acolo care am făcut înainte. Deci, ia uitați, bubuie de albine. Aici am avut una trentorită, acum am schimbat, am băgat 4 rame cu puiet. Am arătat acolo celălalt, chiar pe colț care am lucrat, era mai slab decât asta.
Uitați, numai bine, albine. Da, am uitat să filmez, sau mă rog, să fac o filmare în română. Am făcut această filmare în engleză, că am trimis la cineva. Deci peisajul, ce puteți să vedeți și... Am avut ceva culeze, nu pot să zic că era ceva extraordinar și până la urmă toată ziua am avut vânt trece, deci încă foarte puțin au adunat. Nici nu știu dacă până la sfârșit poate să adune două magazii în total. Vom vedea.